Bine, v-am găsit la Selectiv, emisiunea în care selectăm pentru voi cele mai bune, cele mai interesante și cele mai valoroase articole de pe internet. Numele meu este Alex Șerban și cu mine este colega mea, Janina Sava, prin Zoom. Ce faci, Jani? Uite, am selectat niște articole noi pentru astăzi, tu. Și eu mă bucur că putem să facem încă un episod al emisiunii. Selectiv și sper, Gianni, anticipând puțin subiectul nostru de astăzi, că suntem în același gând. Suntem, suntem. Noi gândim la fel. Astăzi abordăm subiectul gândurilor și primul articol scris de Bejușcă Daniel se numește Ce sunt gândurile. Mai vreau să menționez că aceste articole pe care le vom citi astăzi sunt de pe site-ul apavieții.at și ne bucurăm atât de mult că ei ne-au ne trimis aceste articole și ne-au încurajat să le citim. Chiar am găsit niște articole foarte faine pe site-ul acesta, apavieții.at, un site din Austria. Așa este și mie îmi plac foarte mult și, așa, un spoiler alert... Acesta este primul episod despre gânduri și plănuim să mai facem încă un episod despre gânduri, pentru că au fost foarte fascinante aceste articole și cred că este foarte bine pentru noi să știm aceste, aceste lucruri despre, despre gândurile noastre proprii. Așa este, așa că vă invităm să ne urmăriți și săptămâna viitoare pentru continuarea acestui subiect, dar mai mult decât asta, vă invităm să ne urmăriți săptămână de săptămână. Mulțumim mult că ne urmăriți! Hai să, hai să citim primul articol. Ce sunt gândurile? Ca să citesc pe cineva din lumea științifică, gândurile sunt doar reacții electrochimice, dar numărul și complexitatea acestora le face greu de înțeles. Iar Charles Jennings, cercetător la MIT, spune cumva aceasta rezultă în gândire. Gândirea aceasta ne-a dat literatura, filozofie, știință, moralitate și alte lucruri benefice care au condus la societatea în care trăim astăzi. Desigur, gândirea nu este doar dulceață și lumină. Tot ea ne duce și la superstiții, sclavie și războaie. Gândurile conțin informații. Gândurile noastre conțin o colecție impresionantă de informații: credințe, valori, atitudini, opinii pe care le-am acumulat de-a lungul anilor și le-am stocat în mințile noastre. O parte dintre aceste informații sunt exacte, iar altele sunt distorsionate. De aceea Pavel scrie, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4,4 :4. Gândirea păcătoasă este adesea ceva cu care și noi, credincioși, ne confruntăm. Uneori nu avem niciun control asupra gândurilor ce pătrund în mintea noastră, și cu toate acestea suntem capabili să controlăm acele gânduri prin puterea pe care o primim de la Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne ajută să recunoaștem gândurile așa cum sunt și cum să acționăm asupra lor. Versetul care mi-a venit în minte în timp ce citeai aceste rânduri este. Cel care ne îndeamnă să avem în noi gândul lui Hristos. Ceea ce ne punem în mintea noastră, aceea vom rosti cu gura noastră și acel lucru ne va afecta toată viața noastră. Deci trebuie să avem grijă cu ce ne umple mintea. Sunt multe citate și multe proverbe care ne spun uh, ceea ce gândești, acel lucru și ești. Da. Cred că ai păți și tu, de exemplu, să te uiți la un serial sau așa să-ți rămână în minte și chiar să visezi noaptea acele. acele lucruri la care te-ai uitat. Și lucrurile alea pot fi lucruri bune sau pot fi lucruri rele. Și imaginează-ți că dacă în subconștientul nostru, în timp ce dormim, funcționează acele lucruri, cu cât mai mult funcționează ele atunci când suntem conștient, conștienți. De aceea este important să ne umplem zi de zi mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, este important să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, mai ales acum când avem atâtea platforme, putem să-l ascultăm și în căști, putem să-l citim de pe telefon, de pe laptop, dar bineînțeles putem să îl citim și în format fizic. Dincolo de asta putem să ascultăm predici, putem să ascultăm podcasturi, putem să ne uităm la emisiuni care să ne zidească și să ne umple mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă asta avem în minte, aceea vom și scoate pe gură. Spune aici puțin că de multe ori ne vin gânduri negative și noi nu avem o putere să le oprim. Dar totuși spune acolo: Suntem capabili să controlăm acele gânduri prin puterea pe care o primim de la Dumnezeu. Citeam o carte și a spus acolo că în fiecare zi ne vin cam 80.000 de gânduri și mai mult de jumătate sunt gânduri negative. Și nu putem să oprim toate aceste șuvoaie de gânduri în fiecare zi, dar Cuvântul Lui Dumnezeu ne, ne spune clar că atunci dacă ne umplem mintea cu Cuvântul Lui Dumnezeu, toate aceste lucruri nu mai au nicio valoare. Cuvântul Lui Dumnezeu, de exemplu, ne spune că uh, suntem iubiți, suntem uh, prețuiți, că El ne dă pace, că El se va îngriji de noi. Chiar dacă vin gândurile negative care ne, spune, care ne spun, mâine nu vei avea poate de mâncare sau vei fi singur toată viața sau ce te vei face dacă te involnăvi. Contrar la toate gândurile care ne vin în mintea noastră, Dumnezeu are gânduri de pace și gânduri de. Dar spune um, acolo în versetul acela că Dumnezeu vrea să ne dea gânduri de pace și nu de nenorocire ca să ne dea un viitor și o nădejde. Exact, așa este. Dacă te rog, Alex, să citești mai departe articolul. Sigur, hai să vedem la ce s-a gândit autorul acestui articol când a mai scris pentru noi. Cuvântul ne ajută să cunoaștem gândul. Un psiholog probabil ar spune că poți modifica modul greșit de gândire prin observarea problemei, evaluarea, confruntarea și apoi substituirea cu o gândire sănătoasă. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne plecăm genunchii, să ne mărturisim păcatele, să ne recunoaștem slăbiciunile și să ne experimentăm nevoia de ajutor. Apoi să-i cerem lui Dumnezeu putere, înțelepciune, călăuzire și o mai bună înțelegere. Pavel subliniază importanța de a ne pune gândurile în ordine, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, ne spune Roman 12 cu 2. Tot el ne spune, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, ne spune asta în 2 Corinteni 10 cu 5. Vorbeam, deja în episodul anterior de pocăință și iată că vedem din acest articol că trebuie să ne pocăim chiar și pentru gândurile noastre, nu-i așa? Așa este. Atunci când facem acest lucru, în a preda toate gândurile noastre lui Dumnezeu, în a le supune, cum ne spune și în aceste, cum ne spun și aceste versete, atunci vom vedea că vom primi o libertate. O libertate să ne trăim viața conform planului lui Dumnezeu, o viață liniștită și o viață plină de bucurie. De câte ori nu ne vin tot felul de gânduri în mintea noastră care ne demoralizează, dar atunci când deschidem cuvântul lui Dumnezeu și citim, parcă ne, um, ne schimbăm total mintea, exact cum zice și aici, să ne schimbăm total, să ne schimbăm mintea, să ne o transformăm și să nu ne um, conformăm la fel uh, cum gândește lumea aceasta. Cum spune Pavel în versetul citat aici că în mintea noastră se pot uh, forma anumite blocaje anumite bariere pe care noi înșine ni le punem și știi cum se spune de multe ori este vorba aceea că tu ești cel mai mare dușman al tău. Adică tu singur, cum să zic, îți poți spune piedici, tu singur. De aceea este foarte important și mai subliniez odată versetul ăsta că noi trebuie să răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând trebuie să-l facem rob ascultării de Hristos. Așa este. Mereu trebuie să ne dăm un update, ca la orice uh, software. Trebuie să ne dăm un update să, să știm care sunt gândurile Dumnezeu față de noi, care gânduri ar trebui să le avem zilnic în, în mintea noastră și în viața noastră. Altfel, nu putem să trăim o viață uh, plină de victorie, plină de biruință, în care să ne și bucurăm. Ai avut perioade în care, uh, nu știu, parcă gândurile tale efectiv te-au inundat și nu ai putut să, să te bucuri de viața ta. Da, chiar am avut și eu asemenea perioade, și mi-am dat seama la un moment dat că, cum spuneam, efectiv, eu mă blocam singur prin gândurile mele. Uh, este foarte ușor nu să stai și să te pui pe marginea patului și să zici vai, nu sunt bun de nimic. Uită-te la, la cât eu realizat până la vârsta mea, și eu n-am realizat nimic. Dar eu cred, în completare la ce a spus până, articolul până acum, și înainte să vedem care este concluzia lui, eu cred că poți combate aceste gânduri prin mulțumire, prin a fi mulțumitor, prin a avea o atitudine mulțumitoare și o inimă mulțumitoare. Și acest lucru îl poți face doar dacă citești din cuvântul lui Dumnezeu, dacă știi ce scrie acolo, dacă știi care sunt promisiunile lui pentru tine. Așa este. Și vreau să citesc concluzia articolului. În concluzie, gândirea este complexă și greu de înțeles ca mecanism, dar este ceea ce ne face oameni. Tot ea este cea care ne-a determinat să întoarcem spatele la ceea ce era definiția lui Dumnezeu cu privire la bine și înspre a ne defini noi înșine ce este bine și ce este rău, și ne dă ca referință Geneza 3. De asemenea, prin inter intermediul gândirii, conștientizăm că trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu acea dragoste care acționează, Ahava, și să vedem în cei care ne înconjoară chipul lui Dumnezeu, Tzedek. Foarte fain articol, mi-a plăcut foarte mult. Îmi place foarte mult că a definit în acest articol ce, ce sunt gândurile din mai multe Perspective. Tot aici în concluzie spune că uh, tot gândirea noastră ne poate determina să schimbăm binele în rău și răul în bine și iată că de multe ori în vremurile noastre mulți oameni spun răului bine și bine lui rău și încearcă să redefinească anumite concepte pe care Dumnezeu le-a stabilit. Dar, din nou, toate aceste lucruri, cum spunea în articol, pornesc din mintea noastră, din gândurile noastre. Așa este, pentru că dacă acei oameni consideră că un lucru bun este un lucru rău, pentru ei așa este, dar dacă pentru noi este exact invers, noi trebuie să ne conformăm cum ce și în, în, în versetul din Biblie, să ne transformăm mereu și mereu în mintea, să ne o reînnoim, să nu rămânem în aceste, poate, ideale noastre proprii, ci să ne conformăm la ceea ce zice Cuvântul lui Dumnezeu. Spunea un predicator de aici, de la noi, din Cluj, că atunci când, când găsești o contradicție între gândirea ta și Biblie, nu trebuie să schimbi Biblia, ci trebuie să schimbi gândirea ta. Este necesar să ai un filtru, să fii o persoană care discerne lucrurile ca să poți să-ți dai seama care lucruri sunt adevărate și care lucruri sunt false. Și tocmai acest lucru îl vom putea vedea în următorul articol, în care este despre cum putem să discernem anumite gânduri, să ne dăm seama care sunt lucrurile bune care ne vin în mintea noastră și care sunt lucrurile rele. Articolul este intitulat Discernerea gândurilor și este scris de Samuel Vlad, tot de pe site-ul apavieții.at Cuvântul lui Hristos să lăcuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Colosen 3 cu 16 Mintea e locul gândurilor. Se spune că nu putem împiedica gândurile să ne treacă prin minte, dar putem influența ce fel de gânduri vom găzdui în minte. E important să ne impunem limite. Unde vom merge și ce anume vom face? Cu ce oameni ne vom întâlni și ce fel de preocupări vom avea? Toate acestea vor genera gânduri, și parte din gânduri vor deveni fapte. De la gânduri pleacă totul. Vedem și gândim, apoi aplicăm. Auzim și analizăm în minte, apoi practicăm. Discernământ. În mintea noastră se nasc multe gânduri. Va trebui să deosebim gândurile și să le discernem. Dumnezeu comunică cu omul și prin intermediul gândurilor. Despre diavol citim în Biblie că se poate preface în într-un înger de lumină. Asta înseamnă că va încerca să ne amăgească fără ca noi să realizăm acest fapt. Creștinul trebuie să fie în stare să facă diferența între gânduri, acceptându-le pe cele bune și, resp și respingându-le pe cele rele. Ceea ce sublinează acest articol față de celălalt, și îmi place mult, spune că Dumnezeu comunică cu omul și prin intermediul gândurilor. Cât de important, vedem din nou, este să avem mintea curată, o minte plină de gânduri de la Dumnezeu, ca astfel Dumnezeu să poată comunica cu noi și prin intermediul gândurilor. Așa este. Mi-au ducat aminte de o melodie de când eram micuță și zicea că în fiecare dimineață uh, ne trezim și avem un înger rău și un înger bun. Uh -huh. Și în fiecare zi vrea să pună în uh, roata uh, minții noastre gândurile sau gânduri bune. Așa este. Și mi a rămas așa în minte cât că de, că de important este uh, ceea ce alegem noi să gândim. Imaginea aceea nu din. Uh din desenele animate de când eram mici cu uh, Îngerașul și drăcușorul de pe umăr și Îngerașul spune fă bine, fă bine și Drăgușorul spune fără, rău, fă rău. Da, da, da. Desigur că asta este o, o caricaturizare, să zic așa, a ceea ce se întâmplă de fapt în mintea noastră, dar chiar așa este. Sunt gânduri care vin de la Dumnezeu și sunt gânduri care vin de la cel rău și sunt gânduri care vin pur și simplu din uh, nevegherea noastră. De aceea, cum menționează și aici, discernământul este foarte important. Este ca și un filtru, ca și o pâlnie prin care noi putem să lăsăm uh, să intre în mintea noastră gânduri bune sau gânduri rele. Discernământul e foarte important și este o, o unealtă pe care fiecare creștin ar trebui să o aibă. Așa este. Zic eu. Așa este. Este foarte important, mai ales atunci când ai influență și spuneam într-un episod anterior că fiecare om are influență și are un domeniu de influență în viața lui. Așa că este foarte important să discernem gândurile care vin de la Dumnezeu sau gândurile care vin de la cel rău. Și de ce este foarte important să facem acest lucru? Pentru, cum, pentru că așa zicea și în acest articol, de la gânduri pleacă totul, vedem și gândim, apoi aplicăm auzim, analizăm și apoi practicăm. De multe ori ne mirăm de oamenii care fac diferite lucruri așa, poate, groaznice sau lucruri care nu trebuie făcute și ne dăm seama, wow, cum a putut omul ăsta să facă aceste lucruri. Dar omul acesta s-a gândit întâi la ele, le-a rumegat, le-a măcinat și apoi le-a făcut. Cred că nimeni nu face un lucru rău dintr-o dată. Sunt lucruri care premeditează să se întâmple o, o, o chestie de genul acesta. Hai să vedem ce ne spune autorul în continuare despre proveniența gândurilor. De unde vin gândurile? Întrebarea care face obiectul acestui scurt eseu este privitoare la cum anume vom determina proveniența gândurilor. Ce califică gândurile ce vin în mintea noastră ca fiind gânduri venite de la Dumnezeu? Ce unelte vom folosi ca standarde ca să identificăm gândurile prin care Dumnezeu caută să ne vorbească? În alcătuirea răspunsurilor la întrebările formulate, vom apela la o altă întrebare. Cum îl putem cunoaște pe Dumnezeu ca să știm cum gândește El? Prin ce mijloc? Și ne dă răspunsul. Primul răspuns este Scriptura, cuvântul. Dumnezeu s-a revelat pe sine și ne lasă să-L experimentăm la nivel cognitiv prin intermediul cuvântului sacru. Așadar, primul răspuns la întrebarea ce ține de identificarea provenienței gândurilor este cel privitor la preocuparea noastră pentru a ajunge să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât vom dobândi mai multă cunoștință a Sfintelor Scripturi, cu atât mai mult îl vom cunoaște de fapt pe el, autorul textelor biblice, pentru că el este cuvântul. Nu te vei rătăci și nici nu vei fi înșelat dacă împlinești Colosen 3 cu 16, cuvântul lui Hristos să locuiască din pelșuv în voi în toată înțelepciunea. Pavel le spune celor din Colose că așa trebuie să fie viața lor. Asta e normalitatea. Debusolarea noastră e rodul necunoașterii Scripturii, după cum oamenii nu se lasă clătinați de orice gând sau învățătură auzită, reușesc aceasta fiindcă cunosc Biblia și fiindcă sunt ancorați în adevărurile ei. Am mai subliniat noi aici la selectiv că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Este o carte vie, nu este doar o carte nu este ca și cum ai citi orice altă carte, ci este o carte care pe măsură ce o citești se renoiește și îți dă viață. Îmi place cum zice aici că Scriptura trebuie să locuiască în noi. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să locuiască din belșug în noi, în toată înțelepciunea. Cuvântul lui Dumnezeu produce în noi înțelepciune pe măsură ce noi îl citim și medităm la el. Și cred că mintea noastră este poarta prin care acest gând poate să intre ca să locuiască în noi. Și atunci când o să vină ceva nou, poate similar cu ceea ce spune în Biblie, dar... Distorsionat. Distorsionat, noi să știm care este adevărul. Pentru că în ziua de astăzi, minciunile nu vin învelite în minciuni. O minciunică vine învelită în foarte mult adevăr, dar ceva micuț poate să corupă totul. De aceea noi trebuie întotdeauna să, să știm Exact ceea ce scrie în Biblie, să știm cuvintele lui Dumnezeu, pentru că aceste lucruri, cum zicea și aici, vor pune în viața noastră înțelepciune. Atunci când ne punem încrederea în oameni, dacă oamenii aceia greșesc, vom fi dezamăgiți și poate vom cădea și noi. Dar atâta timp cât avem uh, cuvântul lui Dumnezeu care locuiește în noi, care este în mintea noastră și în inima noastră, nu ne vom lăsa duși de orice val. Hai să vedem care este a doua unealtă care ne ajută să ne renoim mintea. A doua unealtă este Duhul Sfânt. Mântuitorul ne-a spus că va trimite după înălțarea sa la cer un mângâietor care va fi cu noi. El va lua din ce este a lui Isus și ne va descoperi. Pe lângă Scriptură, un alt ajutor în deosebirea gândurilor este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Relația apropiată și ascultarea necondiționată de Duhul Sfânt vor face să avem parte întotdeauna de îndrumarea Lui. Trebuie afirmat explicit că această călăuzire a Duhului Sfânt va fi în concordanță cu Biblia. Niciodată povața Duhului Sfânt nu va trece și nu va depăși perimetrul Scripturii. Această experiență a omului privitor la îndrumarea Duhului e una subiectivă, fiindcă nu poate fi verificată de alții. Oricine poate să spună orice și să pună totul în seama Duhului Sfânt. Sfintele Scripturi însă sunt adevărul absolut al lui Dumnezeu, revelația încheiată, căreia nu îi se mai poate adăuga nimic. Îmi place foarte mult ceea ce spune aici că Duhului Duhul Dumnezeu este un ajutor care să ne îndrume. De multe ori am auzit așa de multe uh, întâmplări amuzante, cum zicea și aici, că unii oameni pun totul în cărca Duhului Sfânt și. ce am avut chestia asta și așa. E cea mai amuzantă care am auzit-o. Era o povestioară, I-a zis un băiat unei fete că Domnul mi-a spus ca tu să fii soția mea. Și ea i-a spus, oh, stai să-l întreb pe soțul meu, să văd dacă este de acord cu lucrul acesta. Da. Cum zicea și aici, cred că revelația Duhului Sfânt este una personală, dar ea este întotdeauna în concordanță cu Biblia. Trebuie să fim întotdeauna conectați și cu Cuvântul și cu Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt întotdeauna o să-L proslăvească pe Isus și o să spună ceea ce este corect în Biblie. Și vezi, Gianni, aici este pericolul și așa apar marile secte și marile erezii în lume, atunci când au un anume profet, un om căruia îi zic profet și omul acela spune că are o revelație de la Dumnezeu și de la Duhul Sfânt și oamenii fără să verifice Scriptura merg după omul acela, orbește și fac tot ce spune el și uh, s-au ajuns la lucruri grave în lumea noastră din cauza acestui lucru. Au fost oameni care Uh, efectiv s-au sinucis în masă, au fost secte care s-au sinucis în masă datorită unui om care a spus că el are o revelație specială de la, de la Duhul Sfânt. Orice profeție, orice prorocie, orice lucru uh, despre care cineva spune că vine de la Dumnezeu trebuie filtrat cu Scriptura, Al, altfel ajungi la foarte mari erezii. Așa este. Duhul Sfânt întotdeauna, cum am spus, o să-l glorifice pe Isus. Și Isus este cuvântul. Deci trebuie întotdeauna să fie cele două în concordanță. Dacă, cum ai zis și tu, dacă vine o revelație din partea ta și nu este în concordanță cu Biblia, nu Biblia trebuie să se schimbe, ci tu trebuie să-ți schimbi felul în care, exact. care gândești. Exact. Și în concluzie la acest articol, cine vrea să deosebească gândurile? să stea aproape de cuvânt și să dezvolte relația cu Duhul Sfânt. Relația se dezvoltă arătând interes, deschidere și ascultând de Duhul Domnului. Aproape de cuvânt presupune atât citirea, memorarea, meditarea, cât și împlinirea lui. Exact, Biblia ne spune să nu fim doar ascultători, uituci ai cuvântului, ci să fim și împlinitori ai cuvântului. Niște sfaturi foarte bune care ne ajută să deosebim gândurile care vin întotdeauna în mintea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt sunt două unelte foarte bune pentru, pentru acest lucru. Gianni, ne-am lungit puțin cu acest episod, dar nicio problemă, pentru că mai sunt multe de discutat pe tema asta, așa că. Vom discuta și episodul următor tot despre acest subiect, dar până atunci, Gianni, dacă vrei să mai spui ceva celor care ne urmăresc? Un sfat al meu sau o concluzie personală este întotdeauna să investim în relația noastră cu Duhul Sfânt și să citim zilnic din cuvânt, pentru că atunci vom fi tari ancorați în, în cuvântul lui Dumnezeu și vom avea întotdeauna uh, discernământ. Și nu doar să citim, ci să și memorăm, nu doar să memorăm, ci să și medităm la cuvânt și nu doar să medităm, ci să și împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumim tare mult că ne-ați urmărit și în acest episod al emisiunii Selectiv și vă așteptăm ca de obicei săptămâna viitoare pe Credo TV și pe platformele de socializare. La revedere!